În cei 10 ani de activitate, Direcția Sanitar-Veterinară a vegheat în permanență asupra sănătății cetățenilor și a alimentelor pe care aceștia le consumă. La conferința de presă prin care a fost marcată sărbătorirea instituției, au fost prezentate și cele mai importante realizări pe plan național. Acest 10 ani de zile, România a reușit să iasă pe piața europeană și pe piața mondială cu produse de origine animală și non-animală. În acești 10 ani de zile, s-au perfecționat și s-au pus la punct cele 41 de laboratoare ale Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, deci în fiecare județ al țării cu un laborator sanitar-veterinar, laboratoare în care se realizează controlul produselor de origine animală și non-animală și în baza analizelor și a buletinelor de analiză care ies din aceste laboratoare, cu confirmarea de rezultate pozitive sau negative, Autoritatea Sanitar-Veterinară și în speță Direcția Sanitar-Veterinară poate coordona ce este cel mai important în domeniul nostru și anume siguranța cetățeanului și în primul rând siguranța cetățeanului român și nu în ultimul rând siguranța cetățeanului european și a colegilor și partenerilor noștri din Uniunea Europeană și din întreaga lume. Și la nivel local realizările sunt semnificative. Inspectorii DSV au făcut tot posibilul pentru ca dâmbovițenii să consume alimente sănătoase care să nu le afecteze sănătatea. Extinderea și reabilitarea Direcției Sanitar-Veterinare și a Laboratorului Sanitar-Veterinar, o realizare măreață cu care noi, bordul de conducere al Direcției Sanitar-Veterinare, ne mândrim pentru că am reușit ca în acest laborator să aducem metode noi, metode de diagnostic și suntem acreditați pe 89 de metode de diagnostic, metode care fac ca specialiștii din Laboratorul Sanitar-Veterinar Dâmbovița să fie la înălțimea specialiștilor din la laboratoarele de referință din țară și chiar la laboratoarele din Uniunea Europeană. Direcția Sanitar-Veterinară s-a confruntat de-a lungul timpului și cu probleme atât din punct de vedere al intoleranței cetățenilor, cât și al maladiilor care au afectat animale. Am avut câteva momente dificile, a fost momentul gripa aviară de la Morteni și să știți că în continuare noi ne luptăm cu foarte multe momente, apariția de animale cu rabie, apariția de animale cu anemie infecțioasă, menținerea circulației animalelor a fost un moment foarte dificil în perioada în acest 10 ani de activitatea instituției, pentru că a fost foarte greu să-i facem pe oameni să înțeleagă că legea trebuie respectată și nimeni nu-i mai presus de lege.